Numai puțin de 31 de milioane de lei sunt împărțiți pe lucrări și activități ce se vor desfășura în municipiul Lupeni. Astăzi a avut loc dezbaterea publică și primarul Lucian Resmeriță a spus că banii îi împarte între proiectele de asfaltare, școli, cultură și dotările necesare spitalului din această localitate. Trebuie să atingem toate aceste ramuri pe care un oraș le are. Nu putem să alocăm toți banii numai asfaltului. Trebuie să avem grijă și de cultură, trebuie să avem grijă și de școli, trebuie să avem grijă și de spital. Și am făcut în așa fel încât am reușit să alocăm sume de bani pentru toate aceste domenii pe care le avem. O să încercăm anul acesta să facem la spital câteva saloane mai frumoase, cum am făcut și anul trecut și acum 2 ani. O să încercăm să îmbunătățim calitatea și serviciile, bineînțeles, în spitalul pe care le avem. Din punct de vedere al școlilor, o să alocăm cu siguranță banii pentru bursele copiilor pe care avem în municipiul Lupeni, indiferent de ce bursă, fie că este socială, fie că este de merit. Și pentru că tot a reușit renovarea Palatului Cultural, cultura va juca și în acest an un rol important la Lupeni. O să alocăm în jur de 600.000 de lei pentru cultură anul acesta. Aici mă refer la a reuși să avem grijă și să sărbătorim așa cum se cuvine fiecare moment important pe care l-a avut Lupeniu de-a lungul anilor. Trebuie să ținem cont de trecutul pe care noi l-am avut, trebuie să ținem cont de istoria pe care noi am avut-o și trebuie să o amplificăm și să o sărbătorim sau să o comemorăm așa cum se cuvine. Vom face zilele orașului, vom reuși să facem câteva simpozioane importante cu 77, cu 29, trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri pe care le avem în comunitate, de ziua eroilor, de tot ce înseamnă cultură, de multe ziua vârstnicilor, de multe spectacole. Dacă anul trecut am avut undeva la 100 de spectacole la Palatul Cultural din municipiul Lupeni, ne dorim ca anul acesta să avem puțin mai multe decât am avut anul trecut. Dezbaterea s-a desfășurat în sala de ședințe și oamenii au putut să-și spună și ei păsurile, să zică unde ar mai fi probleme, ori chiar să vină cu propuneri. Și tocmai de aceea, în dezbaterea publică au ajuns și parcurile din acest oraș. Ca și în fiecare an, este normal ca să avem grijă de parcurile din municipiul Lupeni, astfel încât vom aloca o sumă de bani pentru a avea grijă de parcuri, pentru a le îmbunătăți, pentru ca și copiii noștri să aibă unde să-și ducă copiii și nu numai copiii să meargă în aceste parcuri, ca și oamenii vârstnici să aibă unde să se recreeze și să se poată juca în liniște cărți, table, remi sau alte jocuri ce fac dânsii. Edilii din Lupeni recunosc că va fi un deficit în buget, dar că toate lucrările importante sunt prinse în proiectul pe acest an. Pentru ca stațiunea Parâng să aibă apă și canalizare, primarul din Petroșani, Tiberiu Iacobrizi, a cerut sprijin Consiliului Județean Hunedoara. Consiliul local a luat în calcul susținerea financiară a studiului de fezabilitate privind aducțiunea de apă și a canalizării în acest loc turistic, însă este nevoie și de ajutor de la forul județean. S-a făcut o adresă către conducerea Consiliului Județean și la ora aceasta suntem în discuții și să vedem exact să găsim soluția cea mai bună. Pe noi, pe Consiliul Județean, ne interesează dezvoltarea Parângului și, dacă va fi nevoie, vom rezolva această problemă cu studiul de fezabilitate. Dar sunt discuții la ora aceasta și cu operatorul de apă să vedem exact care este soluția cea mai bună pentru rezolvarea acestei probleme. Cabanele și pensiunile de aici au fose septice și vidanjabile și apa o primesc prin sisteme ce preiau aducțiuni de la diverse izvoare. Situația nu poate trena așa la nesfârșit și pentru siguranța celor ce urcă la munte s-a luat decizia de a întocmi un studiu. Dacă se va găsi soluția optimă, iar studiul va fi plătit, există șanse ca acest proiect să poată fi finanțat, așa încât problema apei să fie rezolvată și aici. De altfel și inspectorii DSP, ori Apele Române, au cerut în repetate rânduri ca banierilor să facă eforturi ca aceste probleme să fie rezolvate pe viitor. Șobolanii au invadat un bloc de locuințe aflat în cartierul 8 martie din Petrila și după ce a chemat deratizarea, primarul Vasilică Jurca a căutat să educe populația. I-a chemat la o întâlnire în preajma fostei ghene de gunoi, unde le-a arătat că șobolanii nu mai mișună acum, dar ca să-i sensibilizeze și să-i convingă să nu mai arunce gunoi lângă bloc, a adus pământ ca să planteze flori. Doar așa crede dilii acestei localități că oamenii de aici ar putea să înțeleagă că nu mai trebuie să arunce gunoiul lângă bloc, pentru că burlanele desfințate nu i-au convins. A fost mai greu să-i conving pe locatarii din blocul 27. Am desfințat ghena de gunoi, adică le-am luat hrana șobolanilor și am angajat o firmă pentru a deratiza zona. După cum vedeți,
Șobolanii nu știu dacă au dispărut în totalitate, dar nu se mai văd. Și sper eu că în următoarea perioadă firma de deratizare să-i elimine cu totul și vreau să le propun celor din blocul 27 să transformă această ghenă de gunoi într-o ghenă de flori. A fost necesar ca polițiștii să facă o vreme pază la acest bloc, pentru că oamenii, deși erau invadați de rozătoare, nu au înțeles că gunoiul trebuie coborât până la containerele special amenajate. Interculturalitate și spiritualitate este titlul celei de-a opta ediție a unui festival desfășurat la Petrila și care a adunat copii de la cei mai mici la cei de gimnaziu, într-un proiect care vrea să arate că sunt diferiți, dar în același spațiu suntem egali. Proiectul a adus în sala de spectacole toate etniile ce trăiesc la noi și fiecare a avut posibilitatea să afle câte ceva nou despre alții, indiferent că sunt doar de o șchioapă, ori că au crescut deja mari, de la mumârlani la romi. Toți au prezentat programe artistice legate de cultura pe care au reprezentat-o. A debutat ca și un proiect județean, care apoi, datorită numărului foarte mare de participanți, a mers către următoarea etapă a proiectelor și concursurilor interjudețene. Anul trecut, la ediția 7-a, a fost și concurs național și în acest an ne bucurăm iarăși de o participare foarte vastă a categoriilor diferite de vârstă, de la preșcolar, primar, gimnazial, din țară, din județele învecinate. Anul trecut am avut participanți din județul Brașov care au și luat trofeul festivalului. Astăzi avem invitați din județul Satu Mare, din județul Gorj, din județul Vâlcea, urmează imediat să apară pe toate cele trei niveluri de învățământ. Avem o grădiniță din județul Gorj. Ce urmărim? Urmărim socializarea, urmărim să scoatem în evidență faptul că deși suntem atât de variați, de diferiți, ca și naționalități conlocuitoare, avem același scop și anume promovarea tradițiilor, respectarea tradițiilor. Timp de 7 zile în săptămâna de școală altfel, acești copii vin aici să arate că au învățat câte ceva despre locul în care trăiesc, despre cei ce sunt minorități naționale și despre modul în care ei își păstrează obiceiurile, dansurile și portul.